Salutare! Asta e o nouă zi de trișat, dar mai mult o să fie o masă de trișat, dar un cheat meal în loc de un cheat day, pentru că deja e ora 4. Astăzi am fost cam ocupat, nu am avut posibilitatea să încep dimineața ca de obicei, deci o să fie un cheat meal, dar așa destul de lung. O să o țin, cred că vreo 2 ore, ceva de genul, da? Deci o să vedem cam cum am să-mi iasă cheat meal-ul acesta, dar spunem așa într-o masă enormă, cam cât am să bag, da? Și să pornesc și timerul, desigur, da? Să fie pornit. Îl punem aici alături. Desigur, chefirul. Și am o grămadă copturi, încep cu dulci. Eu am să mă duc și am să le încălzesc în microunde, că acestea la fel le-am încălzit, ele când sunt calde sunt mai moi, mai bine merg, așa să spunem, plus sunt și mai gustoase. Și să vă arăt ce am. Am foarte multe, sunt și cu nuci, cu dulceață, dar cred că am să le arăt pe rând pentru că așa e foarte complicat, da, o să fie de arătat pe rând. Și cam ce avem. Este aici o coptură cu. Ea este cu stafidi, da? Și cam atât, și un fel de cremă ceva în interior, dar mai mult desigur că e cu stafidi. Da, e gustoasă, are stafide și nu doar. Ceva mai este în interior, dar cam nu știu ce. E foarte gustos. Eu sunt crezut că e cam toate și gustoase, dar și gust să le compar și la general, am să spun la sfârșit cam cum cred că sunt. Să înceapă cheat meal-ul. Aceasta este o coptură foarte micuță, dar e cu ciocolată. Și încă una, ar fi o ciocolată. A, nu. Ciocolată deasupra, în interior cireașă. Gustos. Încă o coptură, dar aceasta e cu măr. Ceva genul ca la McDonald's. Interesant. Aceasta e cu cireașă, mi se pare că eu nu mai țin minte, am cumpărat așa de mult, mai am încă. Dulceață de cireașă. Acesta se numește Apple Turnover, n-am idei de ce, adică ceva de măr s-a întors. E plin aici cu bucăți de măr și ceva dulceață. Nu e cea mai bună, dar merge. Mai am așa o coptură, de la Tesco când v-am mâncat așa ceva. Acestea l-am luat la alt magazin, de la Lidl, apropo, le-am luat toate acestea, pentru că am fost până într-o zonă și mi-era lini să mă duc în alte părți. Am intrat în Lidl și m-am umplut de toate ce mi-am cumpărat, așa că tot ce mănânc la acest cheat meal, tot absolut a fost cumpărat de la Lidl, tot. Că nu mai avem dispoziție să mai pierd timp, și așa era târziu deja. Este un fel de dulceață, ceva în interior, ceva nuci pe deasupra, dar așa ceva îmi place. Și ultimul este un toffee yam-yam, umplut, adică trebuie să fie cu toffee. Miroase frumos, sper că o să fie cel mai gustos, speră, toată speranța e în el. Nu am greșit. E super, pur și simplu. Din tot ce am capat până acum, primul a fost ceva mediu, cu măr, cu vișină sau cireașă, nu cine știe ce. Acesta e nouul din 10 cel mai gustos. Și
precedentul la fel, care smuci la fel ceva cu măr, dulceat, tot era gustos. Era ca așa, pe o șapte. Dar iam ăsta, ei, strașnic, caramel înăuntru. Wow, cât e de bun. Cu ce continui? Am un fel de pizza, bucăți de pizza, așa ceva. Asta e cu mozzarella, asta e cu ceva legume, ca un fel de pizza, așa, asta nu-ți aminte cu ce-i, dar acum după ce am sugus, deja o să înțeleg. Trebuie să fie ceva sărat, pentru că mi-am luat ceva garantat la sărat. Aceasta e ceva mixat cu dulce și sărat, dar mi-e mult dulce. Tot după descrizii ce era scris, trebuia să fie ceva sărat. Văd ceva nuci deasupra, un fel dulceaț ceva negru. Hai să vedem mozzarella cu sos pesto și roșii. Le-am încălzit în microunde și ei mei. Proaspete, mai gustoase, așa se spune. Da, sos pesto se simte. Ah, dar asta nu-i mozzarella, e brânză de oaie. Următoarea. Asta n-am să termin de mâncat pentru că e cam aluat, nu-i coaptă până la urmă. Și următoarea. Nu cu șuzi de mucei. Parcă arată gustos, a cașcaval ceva. Problema că în mijloc e cam crudă, nu știu de ce, adică nu-i coaptă până la urmă și nu cam e imposibil să mănânci aluat, așa se spune. Aceasta parcă are ceva cașcaval în interior. Da, sos roșii, de roșii și cașcaval, tot ce e deasupra e cașcaval. Asta e mai gustoasă, precedenta, de 4 din 10, asta deja un pic e mai gustoasă. Dar la fel, n-am să o mănânc toată, pentru că îi pune boală. Am ceva și mai gustos de pâine, așa că mâncăm doar cât de cât ce este gustos și ajunge. Asta are doar niște legumi ceva. Probabil că nici nu o să-mi placă. La fel simte deja la atingere că e cam ca aluatul. Nu e coaptă la fel până la urmă, asta e foarte rău, pentru că mănânci parcă mănânci gumă dimesticată. Nu știu dacă se observă, dar așa iese. Da. Nota 2 din 10, zboară la gunoi, nu-i bună. Așa, am aruncat-o la gunoi, pizza și chiar nu-i de nimic. Da. Cam așa-i, deci trec la înghețată. Nu știu, eu n-am mai văzut așa ceva. E clar că, ca la Lidl, la parodie pe Magnum, că e brandul alea nu știu de care, dar tot e Magnum, că e clar care și ce sunt. Da? Am aici ciocolată neagră, am ciocolată clasică de lapte, ciocolată albă și deja ciocolată cu almond, cu ceva nuci. Da, să încercăm să vedem cum este, că eu de la Magnum am cât sunt aici în total, da, 4 feluri, a cât 3 de fiecare, deci am 12 unități. Oho, este un pic, este. Da. Chiar o grămadă, sunt mari. Așa arată. Și să vedem cu care să încep și să le compar cu acele originale de la Magnum. Totuși, acelea se presupune sunt originale. Eu am să încep, ca de obicei, după părerea mea, de la cel mai slab gustoase, așa să spunem, la cel mai gustoase. Pentru că dacă o iau invers, n-am să o iei deloc. Ok, încep cu ciocolată neagră, pentru că sunt încrezut că asta e cel mai slab care poate să-mi placă, din cauza că ciocolată neagră e un pic mai amărui, conține mai mult cacao, cu toate că la unii le place, că e foarte gustoasă. Așa arată, e micuță, 50 ml, înghețate le-au, da? 3 unități de același fel.
Nu-i rău. Nu e așa strașnic, e un pic mai amărui ca ciocolata neagră. Dar merge, nu-i rea. Nu-i rea deloc. Un 6,5 din 10. Cui place ciocolata neagră, garantat e pe un 8, garantat. Continui cu ciocolată de lapte. Deja asta trebuie să fie un pic mai dulce, nu trebuie să fie deloc o amară. Vedi că e un pic mai albă la culoare, că e ciocolată de lapte. Șapte jumate din 10. E moale. Interesant la gust. Continui cu ciocolată albă. Acestea nu se mănâncă încet. Trebuie de grăbit pentru că sunt mici și se topesc foarte rapid. Ciocolată albă. Acestea o să fie și mai dulci. În interior sunt bucăți de vanilie și ciocolata e extrem de dulce albă. Și termin cu probabil cea mai gustoasă, ciocolată cu nuci, cum se primește, almond. Asta trebuie să fie cea mai gustoasă. Ce albă pe un 8, asta e pe vreo 8 jumate, așa. În comparație cu Magnum sunt mai gustoasă, asta e clar și fără mult de gândit. Dar oricum nu sunt rele, oricum nu sunt rele. Dar chiar și la Magnum, mă întreb de ce în toate patru gusturi pun aceeași înghețată în interior. Ar putea, pe lângă ciocolată exterioară, schimbi și înghețata din interior, să o mixezi cu acel, de exemplu, într-una scorțișoară, în una vanilie și tot așa mai departe, de diferite gusturi. Nu trebuie să le repeți pe toate, pentru că e prea plictisitor. Ciocolata nu e destul, doar să schimbi mult gustul. Așa, nu m-am suturat de înghețată și continui cu tot de la brandul ăsta Gelatele Premium Caramel, cu bucăți de nuci macadamia, dar pe lângă ciocolată și bucăți de nuci macadamia în loc de almond, aici mai este jur împrejur încă caramel. Asta deja pare ceva mult mai interesant. Sunt 4 unități. Să vedem și acestea cum sunt mai interesant. Nucile macadamia, așa și așa, n-aș spune nici cine știe ce. Nucile macadamia eu am făcut cunoștință cu ele la dieta ketogenică prima dată. Pentru că până atunci nu, dar caramela, garantat știu că o să-mi placă. Am mâncat doar ciocolata și uit caramela care a rămas. Vine înghețată, acoperit în caramelă, ciocolată cu lapte și nuci macadamia. 9 din 10. Asta e cosmos. Wow. Ce am mai luat așa ceva interesant? Mi s-a părut că sunt chipsuri, dar ele s-au fie într-adevăr de chipsuri, doar că sunt de ciocolată. Sunt ciocolată și cereale de orez încă aici tot, un pic este de explicație, dar la început așa că m-am uitat, parcă erau Pringles-uri, doar că dulci. Și chiar mi s-a părut interesant să gust cam cum sunt, chiar într-adevăr mi s-a părut interesant. Cereale, ciocolată, wow, dar cum miroase! Ovo, arată destul de interesant, eu aș spune. Dar faza că dacă erau mai mult cereale, dar eu sunt încrezut că ele sunt mai mult ciocolată, așa după cum arată.
Da. E doar ciocolată. Mai mult, eu aș vrut să fie mai mult cereale și un pic ciocolată deasupra. Îl ține într-adevăr ca un chips acoperit în ciocolată. Dar oricum, sunt gustoase, sunt crocante, 8 din 10. Asta a fost tot pe acest cheat meal. 58 de minute, aproape o oră, ceea ce e destul, exact o oră, un cheat meal și trebuie să dureze. Aproximativ, da, și asta a fost cam tot, aproape 6000 de calorii am pe masa aceasta, dar mie mi-e destul, eu m-am surat, mi-am plinit poftele, cam mâncat și copturi și săraci și dulci, mâncat înghețată. Eu oricum în timpul zilei am mai mâncat ceva, că în total pe toată ziua am vreo 8600, dar pe masa asta sunt 6000. Da, și cam asta a fost tot. Parcă nu mai am dorință nimic de mâncat. Am gustat câte ceva, pot să spui că tot cheat meal-ul acesta e de la Lidl. Da, pentru că absolut tot am luat de la ei. Și mi-a mai rămas câte ceva, desigur, dar asta deja în următorul am să mănânc la prima masă. Ne vedem în următorul clip. Pa!